tot Festival a însemnat o experiență de neuitat pentru participanți, în timp ce pentru alții a reprezentat un adevărat coșmar. Și asta din cauza traficului infernal, a accesului restricționat în parc, a zgomotului și a munților de gunoaie. E dezastru. Plus gălăgia că, uite, stăm după casa asta și n-am putut să dormim de miercuri și azi dimineață tot sunau. Instrumentele astea, plus că copiii nu se pot odihni. Mare dezastru, așa ceva. Nu știu dacă domnul primar mai ia în considerare și cuvintele noastre, dar asta e dezastru total. Asta, e, comunitatea poate, poate face tot binele și tot ce e posibil. Dacă se distruge așa la un eveniment, eveniment din asta, nu mai are niciun rost. Arată dezastru, nu nu sunt cuvinte. Am văzut și anul trecut, parcul a fost extrem de afectat, iar legea spațiilor verzi spune foarte clar că doar 10% din suprafața unui spațiu verde poate fi concesionată. Având tot parcul concesionat, bineînțeles, vedem și probleme majore la adresa gazonului. Problema e că pe banii contribuabilor se fac aceste băi de mulțime ale politicienilor, care oferă tot spațiul public pe pentru organizatorii privați ai unui festival. În momentul în care primăria Cluj-Napoca a încheiat contractul de închiriere a spațiului pentru Antold, a fost specificat faptul că organizatorii trebuie să readucă totul la starea inițială după terminarea festivalului. La fel ca și orice organizator de evenimente, și cei de la Antold au obligația de a aduce la starea inițială zona Parcului Central și Cluj Arena, acolo unde s-au întâmplat aceste evenimente. După cum ați putut observa, acolo se lucrează și la fel ca și anul trecut, când am avut o experiență asemănătoare, vom readuce parcul central la starea inițială, astfel încât clujenii să se poată bucura în continuare de el. Accesul în parcul central și circulația tramvaielor va fi reluată în cursul zilei de mâine.